Caz revoltător la Spitalul Județean din Târgu Jiu după ce o gravidă a născut prematur o fetiță de nici 2 kg. Familia femeii acuză medicul care era de gardă la acea dată că, în loc să o asiste la naștere, acesta a lăsat toată munca pe umerii asistentei sale. Tânăra familie din Târgu Jiu trece acum prin momente dramatice după ce bebelușul adus pe lume acum aproximativ 2 săptămâni era la un pas de a-și pierde viața. Femeia de 26 de ani a fost internată la Spitalul Județean Gorj cu dureri specifice sarcinii. Mai mult decât atât, familia tinerei spune că la naștere a fost supravegheată de către o asistentă și nu de medicul de gardă, așa cum era normal. El a dormit și doamna a născut cu asistenta, nu l-a trezit, a venit pe la soție și pe la fetiță mai târziu după ce s-a trezit. Acum nu știu de ce asistenta nu a trezit medicul, știind că se naște o fetiță prematură și mă gândesc că la astfel de situații ar trebui totul să nască cu un medic de față, adică e o situație mai specială. Conducerea Spitalului Județean s-a autosesizat și s-a început o anchetă internă în acest caz. Cei doi medici care au fost de gardă la acea dată, respectiv medicul ginecolog Pușcu Constantin și medicul neonatolog Olănescu Luminița, au declarat că au asistat-o pe tânără la naștere și că există documente care confirmă acest lucru. Conducerea spitalului s-a autosesizat, a făcut cercetări în acest sens și s-a ajuns la concluzia că cei doi medici care trebuiau să fie la naștere, au fost la nașterea respectivă, respectiv doctorul Pușcu a și chiuretat pacienta după ce a născut. Acum fetița se află în stare gravă, dar stabilă la Spitalul Județean de Urgență Craiova.